Îl binecuvântăm pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos și puterea Duhului Sfânt. Mă bucur că sunteți într-un număr destul de frumos și zic ca Dumnezeu să-și proslăvească numele în ziua de astăzi. Amin. În sufletele fiecăruia. Vreau să aduc și salutul bisericii din Klagenfurt. Înainte de plecare am sunat parcă păstorul din biserica noastră și am făcut cunoscut faptul că vom veni la dumneavoastră așa și l-a transmis harul și pacea Domnului și ne-a încurajat să ne încărcăm sufletește mai mult ca oricând, ca să putem să ducem și surorilor noastre hrană spirituală și să le ajutăm și pe ele să se bucure. Prin ajutorul lui Dumnezeu și puterea Duhului Sfânt, aș vrea să vă o citesc. Practic, poezia, că am mai multe și e mai ușor puțin. Poezia se numește Oricând și Oriunde. Poeziile care Dumnezeu mi le dă, vreau să vă spun că mi le dă majoritatea dintre ele așa în toiul nopții. Mă scoală Duhul lui Dumnezeu și în liniștea nopții, atunci îmi dă harul lui și mă ajută să scriu poeziile. Oricând și oriunde. Iubirea lui Hristos să vă pătrundă inima în adânc. Mereu să o aveți în viață, în suflet și în gând. Nimic nu-i mai frumos în viață să ai, în suflet și în gând. Nimic nu-i mai frumos decât să-L preamărești pe Cel Preasfânt și Scump, mereu să-I slujești. El este pace, dragoste, iubire. Din suflete curate îi aduce mulțumire. Celui care a plătit cu sânge scump iertarea, ca orice condamnat să aibă eliberarea. Din moarte și păcat și grea osândă, pruncă, să ne ridice la o viață fericită, sfântă, a coborât din cer, din sfințenia sa, la noi pe acest pământ, viața să-și o dea. Jertfirea iubitoare n-are egal pe întregul univers, căci Duhul Sfânt ne-o spune, iar vieții ne dă sens. El a plecat la Tatăl așa precum a zis, să pregătească locul preasfânt în paradis. Îți mulțumim, Părinte, Sfânt și prea iubit, căci Tu de viața noastră mereu Te-ai îngrijit. Nu ne-ai lăsat orfan și nici fără de ajutor, mereu ne-ai mângâiat și ne-ai iubit cu dor. De aceea, Tată scump, ți-aducem o sanare, acum pe acest pământ și în viața viitoare. Rămânem în închinare, cu mulțumiri profunde, căci Tu rămâi cu noi oricând și oriunde. Îți mulțumim, Doamne. Amin. Amin.